Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Astăzi vreau să discutăm despre seria nouă de pe canal, despre încăutarea parfumurilor ieftine și bune, cum mi-a venit această idee și ce vreau să fac cu această serie. Ei bine, în primul rând că ideea nu era să fac unboxing sau haul, îmi era tare, tare dor să vorbesc cu voi despre, de fapt, să deschid cu voi parfumuri, să facem unboxing-uri, să vă dau primele impresii de la un parfum și vorbim despre parfumuri blind, pentru că așa ne distrăm noi, pentru că ne place să descoperim parfumuri și pentru că ne plac surprizele. Da, deci așa vor fi clipurile astea, dar eu mai cumpăr și parfumuri parțiale. Mai am în colecție parfumuri care n-au ajuns pe canal, care probabil vor fi puse în categoria asta de parfumuri ieftine și bune, dar întâi o să vin cu prezentarea și o să discutăm despre ele. Cum vreau eu să fac chestia asta? Voi dedica un video fiecărui parfum la preț accesibil, dar la sfârșitul lunii vreau să vin cu un top al parfumurilor pe care le descoper, cu concluzii despre toate parfumurile pe care vi le prezint în luna respectivă și dacă includem aceste parfumuri în categoria de parfumuri ieftine și bune sau nu, care cred eu, consider eu că trebuie cumpărat și care nu. Aici vorbim și despre preferințe. Dacă rezonați cu mine, bine, dacă nu, nu știu ce să zic, trebuie să le testați. De această dată nu am fost foarte pregătită pentru că ideea mi-a venit așa imediat și nu am apucat să am parfumuri pe care să le deschid împreună cu voi, însă vom povesti astăzi despre un parfum pe care nu l-ați văzut până acum la mine, un parfum destul de accesibil și este vorba despre un parfum de la Yves Rocher, care se numește Sable Fauve. Este o gamă care mie îmi place foarte, foarte mult. Preferatul meu este cuir de nui. De acesta încă nu știu ce să zic, pentru că doar l-am pufăit așa. Nu pot să zic că l-am analizat, pentru că am vrut să-l analizăm împreună. Și totuși, gama aceasta de la Yves Rocher îmi place foarte mult. Îmi dă un vibe foarte mișto parfumul ăsta, cumva mă duce cu gândul la apusuri, la soare, la nisip fierbinte și deși este un parfum dulce, ambrat, spicy, cald condimentat, vanilat, este dulce, dar nu foarte dulce, are o aromă foarte plăcută. M-a influențat puțin și imaginea asta care te duce cumva cu gândul la Africa, imaginea de pe eticheta parfumului, dar și prezentarea parfumului de pe internet, pentru că m-am uitat și eu puțin, nu? Trebuie să vin cu lecțiile făcute. Vă spun și părerea mea, dar vreau să vedem și cum a fost creat acest parfum după ce idee. Miroase foarte bine în primul rând, este un parfum foarte frumos și nu știu dacă v-am spus vreodată, dar cuir de nui mă duce cu gândul în zona asta de designer, la Burberry Goddess, la fel, de fapt ambele îmi dau același vibe, sunt calde, sunt cozy, așa este și acesta, este un parfum cozy. Este rășinos, este ambrat, este cald, este spicy și dulce, dar nu este atât de dulce ca și cuir de nui. Dacă pe cuir de nui îl văd potrivit și mai mult în perioada rece, bine, eu pot să-l port oricând, dar îl văd mai potrivit în perioada rece, mi se pare foarte potrivit toamna pentru că este cozy, cald, dulce. Și pe acesta îl văd foarte potrivit toamna, dar în același timp îl văd potrivit și în perioada caldă. Sau în serile de vară,
pentru că nu este atât de dulce și v-am spus că mă duce cu gândul la soare, la nisip, la zona asta din Africa, la stepă, la, cum să zic eu, la plante arse de soare, la dune de nisip. Este foarte interesant și vreau să vă citesc neapărat descrierea lui, pentru că cumva asociez mirosul cu descrierea pe care o are parfumul acesta. Ținuturi neîmblânzite, amurg arzător, soarele apune pe meleagurile misterioase pline de vârtejuri, de parfumuri calde și instinctive. Curajul de a se aventura într-o natură plină de mistere, aș reînvia instinctul animal la apus, ca o explozie de îndrăzneală când lumina se estompează și căldura se domolește. Ce frumos, ce frumos! Când forța naturii devine mai izbitoare odată cu venirea serii. Boabele de tonka și rășina de benzoin se aprind sub soarele de cupru. Pe măsură ce vibrațiile calde dansează sub soare, boabele de tonka se îmbină cu aroma rășinoasă de benzoin și cea a florii de cistus pentru a deveni un întreg cald, dulce, abia afumat. Deci îmi place foarte mult prezentarea, mi se pare că se potrivește 100% cu prezentarea, deci asociez mirosul cu prezentarea aceasta. Îți spune o poveste, este din povestea asta și este un parfum foarte frumos. Mă duce cu gândul în zona aia de parfumuri, poate un pic aromatic vanilat, cum este și nu-l văd afumat. Nu-l simt afumat, îl simt dulce, îl simt ambrat, cald, spicy și aș putea să zic că regăsesc, nu că regăsesc, că nu mi se pare că seamănă, dar mă duce cu gândul la Nișane Ani, doar că nu are acea putere, nu are acea calitate și nu are acea intensitate. Desigur, pentru că vorbim despre două categorii de parfumuri diferite, dar acesta, pentru prețul pe care îl are, acum zic eu că este superb. Ca și miros îmi place foarte, foarte mult, dar vom vedea la sfârșitul lunii dacă îl punem în categoria de parfumuri ieftine și bune sau nu, pentru că vreau să văd și cum persistă, desigur. Chiar o să-l port în perioada asta și asta mă și face să analizez parfumurile astea, ideile noi, planurile noi, mă ajută să analizez mai mult parfumurile. V-am mai zis că eu funcționez doar dacă mă gândesc și doar dacă îmi organizez lucrurile, pentru că altfel întind mâna după câteva parfumuri și s-a terminat. Nu mai am despre ce să vă povestesc. Eu sper că o să vă placă seria aceasta și chiar vreau să știu ce părere aveți despre ea. V-am zis că voi veni și cu unboxing-uri, vom deschide împreună parfumuri în această serie și la sfârșitul fiecărei luni voi veni cu concluzii, cu topuri și așa mai departe despre parfumurile astea care nu sunt foarte scumpe. Și da, sunt multe, multe parfumuri de care eu sunt foarte curioasă și din categoria asta de parfumuri, de parfumuri arăbești, parfumuri de vedetă, sunt multe noutăți și mă tot uit la ele și nu știu ce să aleg, dar promit că o să fie o serie foarte, foarte frumoasă. Momentan mai am parfumuri despre care nu v-am vorbit aici la mine pe canal și nu le-am inclus în hauluri și nici nu o să le includ. Pentru că, v-am zis, o să țin partea asta de parfumuri accesibile separată ca să povestim mai mult despre ele. Aștept păreri, aștept idei, aștept emoticoane, aștept să dați un semn și să vă văd că sunteți aici, că vă place ceea ce vedeți pe acest canal și sper să vă relaxați și să vă distrați împreună cu mine. Despre Sable Fauve de la Yves Rocher vom mai vorbi cu siguranță, o să-l port, o să-mi notez idei, o să notez tot ce se poate nota și vom povesti
la sfârșitul lunii în concluzii despre el, dar și despre alte parfumuri pe care le vom descoperi în această serie. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când vin cu un video nou. Canalul acesta este gratuit, deci dacă apăsați pe abonează-te, nu vă costă nimic, dar dacă vreți să susțineți acest canal, puteți să vă și alăturați și acolo, da, aveți 4 tipuri de abonament. Noi ne vedem în curând cu un video nou, să aveți o zi frumoasă, v-am pupat! Pa, pa!